Am 16 ani și sunt calificată la campionatul mondial de Ashihara Karate din Matsuyama, Japonia. Campionat care va avea loc în perioada 2-11-6-11, unde voi reprezenta România. Fiecare contribuție, indiferent de sumă, mă va ajuta să realizez deplasarea către Japonia și alte cheltuieli pe care le voi suporta individual. Fac parte din clubul de arte marțiale Jeido Dojo Club Ashihara Karate și fac parte din lotul României de Ashihara Karate. În prezent sunt multiplă campioană națională și campioană mondială. Îmi cunosc forțele și îmi voi ocupa locul pe podiumul mondial, unde îmi voi face țara mândră. Și e un cont, eu deocamdată o postare pe Facebook, Dinu s-a implicat imediat și avem promisiunea că în scurt timp vom avea și noi pe site-ul radioului toate datele. Dacă doriți să ajutați, eu am distribuit și pe pagina mea personală, cred că vom distribui mesajul și pe celelalte pagini pe care le avem. Cred că merită o sportivă campioană mondială la 16 ani să fie ajutată, deci deplasarea ar trebui făcută în 2-3 săptămâni, suma înțeleg că e undeva 3.000 de euro de persoană, suma ce trebuie să fie adunată. Așadar, un sportiv din Neamț, foarte important de subliniat și aspectul ăsta, susținem, iată, talentele locale, susținem performanța locală și în cazul acesta vorbim despre o campioană mondială, e ca și cum ne-am referit la orice echipă de aici din Piatra Neamț care a ajuns undeva în finala, știu eu, mare a cluburilor, să spunem, că n-avem cum să avem doar echipă națională la Neamț, da? Cam pe acolo s-ar întâmpla lucrurile și merită și sperăm din tot sufletul să-și păstreze titlul și să ne aducă bucurie și ascultătorii noștri să participe la acest deziderat al ascultătoarei și, iată, performerei. Și iată, în postarea la care facem referire, există și o fotografie extraordinar de frumoasă, se vede în spate acolo că e vorba despre campionatul mondial și steagul României care e pe cea mai înaltă treaptă ținută de sportiva noastră, jos pălăria. Cred că merită imaginea asta să ajutăm fiecare pe cât posibil. Cât putem, exact. Da. Da? Haideți să încercăm să dăm mâna asta de ajutor și să punem și noi umărul pentru a reuși să avem în continuare un campion mondial în Neamț la Ashihara Karate.